Dar și bine am găsit la un nou video. O să încep să fac și bike vloguri. Deci o să încep să fac vloguri. Da, vloguri o să postez în fiecare zi, în jur de 2-3, am promis că 4. Dar aia, o să fac aia. Nu-mi rezerv timpul. Mi se par prea multe. O să am intrat aici unde îmi țin o bicicletă. Cum să fac eu să vedeți bicicleta? Oare ce s-a văzut, nu știu ce să... Apropo, asta e bucătăria de vară, pardon. O să fac live stream, asta e magazia, dărâmată cuiva, vecinul meu. O să fac live-uri în fiecare seară, la începând cu ora 7. Cam o să țină, nu știu, în jur de o oră, ceva de genul. Am făcut până acum 4 live-uri cam scurte, dar primele live-uri, na. Îmi place să urmăresc tot timpul insecte și chestii când le văd. Deci, am postat un video în pădure. După ce am oprit video, mama, am găsit gândaci așa de colorați și cu Orlin amândoi. Apropo, aveți canalul lui în descrierea lui Orlin. Vreau să treceți și pe acolo să dați un like. Un like, un subscribe. Să-l ajutați și pe să facă mai mulți abonați. Eu am mai mulți ca el pentru că, na... Nu știu cum vine chestia asta, pur și simplu. Promo momo. Da, adevăr că mi-a făcut și un băiat o promovare. Da, cu câți abonați? M-a crescut. Cu 5. Da, și lui a făcut și a crescut de la 0 la 3 abonați. Mie mi-a crescut cu 5 mai mult. Acum voi pune o puțină pauză. Și vom... Bun, și am revenit. Aici sus într-un copac. Deci, asta e înălțimea. Nu e înalt, dar eu stau aici. Iar pun pauză. Așa, de două ori mai bine. Pentru că, adineori, stăteam pe toată scândura asta. Acum, aoleu, stau puțin și pe creanga asta. De asta, uite asta. Și nu uitați și voi să apăsați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți vloguri de genul în continuare. Mai într-un fel sunt vloguri informative pentru activitatea canalului meu. Bă, cum se vede, zici că e casa mea, zici că e dărâmată, bă! Ciudat. Ciudat. Uai, frate, caut un joc horror. Deci... Și pe la 11 cred că o să le jucăm live. Live la 11, jocuri horror. Ar fi ceva. Deci să nu uitați că aveți linkul lui Orlin în descriere. Orlin Laser Vlogs, yes! Mam, cum se vede! Acolo, stai. Acolo unde se vede dărâmat. A fost o baracă cu lemne sau ceva de genul. Aia tot, ce vedeți acolo, acoperiș așa, făcut din lemne. Mă țin de asta. Au fost tăiate. Deci, what the fuck, de ce distruge o baracă? Sau ce mai baia asta de lângă? Nu știu ce e asta. Aoleu. Cred că se vede. Deci, să-mi lăsați sugestii în comentarii. Jocuri horror, gen să le joc noaptea. Cred că le joc lângă mama, mă frică. Ai, frate, e un joc, n-are... De ce să-ți fie frică? Un fucking joc, este bă. Olu. Să fac baie la cap. Hai mă, nu se vede așa rău. Acum se vede rău. Și ca să-mi pierd, fută Dumnezeu, să fută, ca să pierd, nu, cum să pun eu, mă,
Uite. Uite, mă, nu. Ah, capul meu. Eu probabil că o să filmez. Deci mâine nu o să filmez, poi mâine nu cred. Așa, mâine, poi mâine dincolo nu cred că o să postez prea mult. Gen, mai nici nu o să filmez. Că de postat, probabil că o să filmez multe vloguri mâine. Și poi mâine voi... Aoleu, dar mâine, poi mâine începe școala. Fiți atenți. Ce se vede acolo? Ia stai, stai spuse. Nu știu. Ce ai de bă mergi? Se vede, a... Acolo. A... Asta, zic că e o casă pe deal, cea din vârful degetului meu, nu? Acolo e cuibul, deci nu stau încă un cuib care mai toată ziua și bărzele. Deci, un like și un subscribe pentru Orlin și pentru mine. Nu, nu contează. Aveți linkul lui în descrierea canalului, v-am zis de vreo două ori. Și noi ne vedem data viitoare, adică după video-ul ăsta voi filma încă un videoclip în care vă voi arăta. Mamă, pe ăsta trebuie să-l editez. Aie, viața mea. Aie, îl voi edita pe ăsta ca să... Că eu am oprit filmarea și am început din nou una și așa le cuplez în... Cum se numea ăla al meu de filmare? Filmora Go, da, da. E un program de editat foarte bun. Vi-l l-aș recomanda și vouă. Eu fac live cu camera... Camera film, nu știu cum, live. Deci, dați și voi un like la mine și la Orlin. Noi ne revedem data viitoare.